ce îți place să citești? Cărți de dezvoltare personală, cred că îmi place cel mai mult să citesc. Ce carte te-a marcat? Puterea prezentului, cred. La ce te gândești cel mai mult când ești tu cu tine? Mă gândesc la muzică, îți dai seama. În mare parte, că ne cântă în cap de dimineața până seara și e cam greu să nu te gândești la ea. Care este cea mai mare frică a ta? Displac foarte tare pe engenii. Dar nu știu dacă e cea mai mare frică. Cred că moartea e frica tuturor, de fapt. Zi-mi un lucru de care sunt prea mulți oameni obsedați și tu nu poți să înțelegi de ce. Cred că ai o mie. Da, pe mediul online, cred că. Adică înțeleg de ce. Îmi vine greu să accept, dar înțeleg. De că pe care nu-l înțeleg, nu cred că sunt. Poate înțeleg. Ai tu o limită mai jos decât ceilalți, știi? Da. Nu. Ce întâlnire întâmplătoare ți-a schimbat viața pentru totdeauna? Mă plimbam undeva la un templu, dragele mele și dragii mei, printre frații mei budiști și la un moment dat m-am întâlnit cu mine. Okay. Și de atunci am început să mă înțeleg. Nu. Da. De dragul poeziei am făcut un scenariu, dar am avut momente în care, să zicem, m-am conștientizat pe mine, nu știu dacă e bine spus, mai mult. Cred că întâlnirile cu tine sunt esențiale pentru că te pot ajuta să evoluezi foarte mult, să înțelegi și viața și pe tine. Trebuie să ai timp, să stai singur în casă, 6-7 ani, să n-ai iubită, să n-ai familie, dar să fii fericit. În ce crezi cu tărie, deși nu ai nicio dovadă? Băi, un om realist nu prea crede fără dovezi. Cu tărie, mai ales. Cerebral, da. Și cam toate credințele mele se bazează pe un fel de știință și energia care evident că există în noi și peste tot. Și că există forme de energie mai inteligente. Bineînțeles că e posibil că nu fi noi buricul pământului, să fim singuri și cei mai deștepți. Și dacă suntem cei mai deștepți, atunci e grav. Sărăc eu, un univers destul de înapoiat. Pentru că uite cum ne distrugem natura, deci... grea întrebare. Poate crezi în posibilitate, știi, orice. Cred în mai mult decât viață, dar să zicem că nu e demonstrat. Spune-mi un lucru ilegal pe care l-ai făcut. M-ai găsit pe mine, știi? Asta era întrebarea pentru B.U.G., frate, nu pentru mine. Se zice, păi avem frate multe, ne putem unde să începem. Păi de la 8. Ilegal pe care l-am făcut, am mers... Aha! L-am găsit. Am mers fără carnet cu scuterul în Bali. În Bali. Ilegal, frate. Dacă te prinde poliția, îți dea amendă 50 de ron. Wow, la noi te lua direct, îți lua scuterul, te lua și la poliție. Ce greșeală repeți în continuu? Păi nervii sunt o greșeală pe care o repetam în general în continuu. Și zici mereu, mamă, nu o să mă mai enervez niciodată așa. Și se întâmplă iarăși. Ce minciună spui cel mai des? Te sun eu, revin. Da, probabil că e o minciună. O spun des. Zi-mi o responsabilitate pe care ți-ai dori să nu o ai. Măi, spre surprinderea ta și a celor care se uită la interviu, nu prea am responsabilități. Cum ai? Principala mea responsabilitate este să exist. Să fiu eu, în primul rând. Și apoi să vin la studio.
nu consider că am o viață foarte îngreunată. Da, uite și asta, și venitul la studio e responsabilitate, răspunzi de un studio. Da, dar voi nu înțelegeți ceva, că pentru noi muzica nu e un job, este e pasiune și după aia e job. Asta pot să stau 10 ore la studio, să plec acasă fericit, nu foarte stresat și cu fruntea creață, știi? Deci, pentru noi e o plăcere să venim la studio, e creație până la urmă. Și creația te duce la, te ridică, știi, chiar dacă ești obosit. O definiție a prieteniei ai? Nu. Poți să încerci? E un schimb de sentimente, de energii pozitive, sper. În mare parte și negative atunci când este conflict. E o dovadă de generozitate când te împrietenești cu cineva, că lași să intri și e la fel. Definește iubirea. Pe bune, chiar am față de o mată de inteligent? Sau asta era pentru domnul Patapievici? Pentru domnul Dan Puric. Măi, ce aș vrea să pot? Cine? Nimeni n-a putut, nu te, n-ai nicio presiune. Pentru mine iubirea e o enigmă deocamdată, pentru că am devenit un optimist. Care e cel mai frumos lucru care ți s-a întâmplat în ultima vreme? Un lucru bun care s-a întâmplat, se tot întâmplă, este că piesa de la Morandi Calinca tot urcă în țări, la radio și pe YouTube. Deci am revenit, măi băieți și fete. Așa da, felicitări. Spune-mi trei lucruri mărunte care te fac fericit. Mâncare. Sportul. Și muzica. Mărunte, că astăzi... Sportul nu e un lucru, de fapt. E mărunt. Mâncare puțină, sport puțin. Mic. Așa și... Asta ca să scot muzica, că muzica puțină nu vrei. Prin familia și prietenii. Spune-mi, care e cel mai mare vis al tău în momentul ăsta? Să scoatem un album Morandi care să se ducă din Asia până în America. În topuri. Pentru că avem materiale bune. Vă urăm succes. Mulțumim. Asta au fost cele 61 de întrebări. Mă, că n-a durut, vezi.